O să vedem că nu o să aibă loc prezidențiale. Eu îmi doresc foarte mult să aibă loc pe 1 noiembrie. Dar de ce nu ar putea să aibă loc pe 1 noiembrie? Dar dacă avem pandemie în toamnă. Așa, dacă avem pandemie, ce facem? Ăștia de la platforma, da, deputații platformei, da, deja spuneau că poate să organizăm alegerile în două zile consecutiv. Care este soluția? În primul rând, în două zile consecutiv nu e posibil, pentru că noi nu o să modificăm regulile de joc în timpul jocului. Pentru că și Comisia de la Veneția și Consiliul Europei spune că legislația electorală, care schimbă conceptual ceva pentru alegeri, trebuie să fie făcute aceste modificări cu un an înainte de alegeri. Uh-huh. Deci este adică imposibil. Adică lucrul ăsta este imposibil. Așa, ca ce facem atunci? Nu va fi corect. Problema cea mare este dacă vom avea pandemie în toamnă. Dacă în toamnă va fi pandemie. Deja domnul Furtună de la NSP spunea că în toamnă cel mai probabil o să fie pandemie. Depinde ce numim noi pandemie. Dacă vorbim de nivelul de 100, 120, 200 de cazuri și nivelul cel... Eu astăzi am dat niște cifre. Am văzut, publice. Într-adevăr, comparative. Da, comparative. Dacă o să fie așa, noi cu coronavirus doar am vorbit pe tema aceasta, dacă o să fie mult timp. Dacă o să fie o năsprire, o răutățire a situației și dacă Parlamentul se va convoca și va stabili din nou stare de urgență, atunci alegerile se anulează. Aceasta ține decizia Parlamentului. Dar dumneavoastră ce v-ați dori? Să anuleze? Eu mi-aș dori ca în acest an să aibă loc alegerile prezidențiale, pentru că, spunem punct, la acest capitol, la această etapă, eu cred că ar fi corect pe 1 noiembrie să fie și sper foarte mult că vor fi alegeri prezidențiale. Eu mi-aș dori ca ele, în caz dacă nu există o majoritate parlamentară clară, ele să aibă loc concomitent cu cele parlamentare începate, în caz dacă nu există. Vedem ce spune curtea. Vedem ce spune curtea, dar eu consider că lucrul ăsta e posibil. Atunci la Hâncești au avut loc alegeri, chiar dacă aveam primele cazuri, chiar dacă în spitale era foarte dificil, ați recunoscută și dumneavoastră, era dificil să înțelegi cum se tratează, cum ne organizăm. Nu s-a renunțat la alegeri. Acum, la prezidențiale, deja se analizează scenariul de renunțare. Pentru că atunci nu era stare de urgență. Deci, dacă e necesar să fie instituită stare de urgență... Alegerile pot fi anulate doar în cazul stării de urgență. În caz contrar, noi să fim învinuiți că nu dăm posibilitatea oamenilor să-și manifeste dreptul de vot.